la stare 7. Avem sau nu avem 3 etaje sub? Avem. Ia uite-le. Acolo cu verde. Și cred că e foarte mișto să stai jos de tot, vezi? Jos? Nu cred că e foarte mișto. Baracă, ieși în stradă, ieși în piscină, ieși în mare. Ei, cred că e cel mai tare să stai acolo. Uite, dacă un agât. Boschetie în față. Uite un nou panoramic acolo, deci ai. Da, da. Uite scara cu care putem ajunge la unde trebuie. Da. Pare ruginită. Eu mă știu. Ne putem pierde viața. Ia uite. Pripiat. Totul moarte și tot. Practic două din trei funcționează. Am putea tot funcționează. Posibil. Era o nuntă atunci. Da, acum apare și dânsul că am închis. Bine, acum avem. Cred că a funcționat asta. Să schimb aici niște scutece. Mimoza, pescăruși, scutece. Altă piscină, alte scări. Da, asta e drept așa. Păi da! Camere de la Belvedere. Da, uite aici al... Da. Se închide tot. Ai vezi? Hai pe aici. Am trecut undeva între ziua ta și ziua mea, am venit aici și nu știu ce prăjitură. Ba da. Ah, și era deschis. Da, cred că aici era deschis, dar între timp, domnul ăsta a trecut și de la un crimeliu că avea cancer. Cred că între timp... A murit patronul. Da, și n-a mai stat. Da. Uite aici, camerele de la Belvedere, în cazul în care te întrebai de ce e cu treptele alea. Uite, vezi? Camere, hotel. Ah, deci separeurile astea erau și dincolo. Da. Aha. Nu chiar, nu, cred că era un pic diferit, să zic. Structural par... Dar hai să-ți arăt ceva foarte interesant. Și anume chestia asta cu aer condiționat, scris pe termopan, dar vezi că e același fund de la stil comunist. Și este cu vopsea. Și e cu vopsea. Pe termopan. Deci cineva a păstrat tradiția. Da. Sau ea de la cinema Aquatia care fac afișele alea. Belvedere. Programul de astăzi e aducerea și consumarea. Bine, asta pe mine mă deprimă, chestia asta de pe jos verde. Da, e foarte jos. Neplăcută. Dar este ceva de-a dreptul fantastic aici. Oglinda chiar și este un Pripiat locuit aici deja. Suntem în 1974. Oglinda aia, mă. Din două de la lungi puse pe invers. Da. Nu se termine, intrăm în alea, Oltenia, așa, stai să vezi. Uite ăsta, comunist lux. Uite și piscina. Ia uite ce avem noi aici. Super. Cred că și-a lăsat-o pentru mai încolo. Da. Țigărica. Aș vrea să coborâm pe acolo? Pe nu coborâm. Urcăm? Nu, o să vezi. Ți-e frică? Nu. Uite, restaurantul. Putem să mâncăm și aici. Da, cred că era pe ideea mai bună. Se este interzis cu desăvârșire părăsirea țării de
Wow. Dar știi că lambriurile astea așa erau și la Hotel Neptun. Da, chestiile astea pe... pe... plafon. Mhm. Și cu astea ieșit, da. Travertinul. Fascinant. Uite, au și un scaun de copii. Solnița tipică. Uite. Beștepe. Ce ne facem? Păcat de locul ăsta. Cum îl colonizăm? Că mie îmi place. Da, i-am văzut. Păi avem mai multe opțiuni. Fie, uite, o să-ți prezint aici această... recapitalizare. Asta, au termopan, lux, uite, pom. Aici, pe jos, lux, frumos. Recapitalizare, renovare. Băi, recapitalizare, uite, putem să o luăm pe asta. Pe asta, unde erau câinii. Care este îngrozitoare. Dar nu, lasă alea câinilor. Hai pe aici. Aici e alea câinilor, de fapt și de drept. Pe asta nu ne-am încumetat niciodată să mergem. Eu m-am încumetat de mai multe ori. Da, ai reușit. În existența mea, da. A, bine. Prima oară eram cu... Asta e că acum mă înregistrez. Și vezi ce înseamnă, te obișnuiești cu ea, uiți că... Da, da, eu credeam că... Uite, melci. Dar uite cum e pe aici, uite ce frumos! De ce mi-e populat? Pentru că arată cum arată. Uite la stâlpul ăsta. E niște Coco Bongo. Uite de hipster. La stâlpul ăsta. Coco Bongo hipster, da. Ăsta e anii 70, când l-au dat în folosință. De atunci, no, așa a rămas. Să crească fire. Deși dacă te uiți la bec, s-ar putea să fie un nou bec de interior. Tu nu trei speranțe că ar fi putut da vreo lumină. Da. Eu așa zic. Uite un coș de gunoi din perioada paparații. Dar nu reușim și noi să urcăm pe unul din hotelurile astea? Bă, ăla nou renovatul, care l-am văzut eu, dacă vorbim la recepție. Nu e niciunul nou renovat. E unul încolo la. Alea sunt blocuri. Sunt blocuri. Eu. Ăla de acolo, Banat, se pare renovat. Deci, Oltenia. Păi aceeași tare jalnică. Uite, aici au făcut ceva, Palm Resort. Da. Au făcut o dubioșenie. Unde, unde? Aici. Aici? La parter, doar primele etaje. Vezi alea care au aer condiționat? Oșula. Resort and spa. Dar uite ce frumos e pe aici. Da, foarte frumos. Deci că ești la eforie în ori, Steaua de Mare. Păi, cam același stil. Hotel clonat. Hai și pe aici. Pam, da. Pam. Au pus căunele, floricele. A, pe aici cred că mai fost. Erau niște pisici la unde. Posibil. Sau la, la eforie. Și erai cu un băț. Nu aici, aici. Eram cu un băț? Mhm. Ia uite aici, un fel de separatoare. De câine. Nu, ca să nu vadă Pripiat din spate. Ia uite. Pac. Uite ce Pripiat e aici. Hă? Aici îmi place. Deci ăla n-a fost mișcat de 3 ani de zile. Ultima oară la cu 3 ani am văzut drăcia aia. Nu? Eu da. Uite, și tot între timp plantele lor s-au transformat în gunoi. Niște plante puse la uscat de personal, dar între timp probabil hotelul s-a închis. Putul Dumnezeime. Doamne. Nu mai am spațiu. Turet. Nu mai am spațiu. Da, fac eu.